Încă din prima zi de lucru la primăria Deva, primarul Lucian Rus a stabilit și programul de audiențe cu cetățenii reședinței de județ. Devenii se pot înscrie în audiențe la sediul administrației locale, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, în baza actului de identitate. Ziua de audiențe a fost stabilită pentru joi a fiecărei săptămâni, iar prima audiență va avea loc în data de 7 noiembrie. Cetățenii municipiului Deva se pot înscrie, începând cu data de 28 octombrie, în audiență la primarul municipiului Deva, Lucian Ioan Rus. Audiențele se țin în ziua de joi a fiecarei săptămâni, excepție fac zilele declarate prin lege ca fiind nelucrătoare, între orele 12 și 14. Înscrierile la audiențe se fac în holul primăriei municipiului Deva, la polițistul local, în fiecare zi lucrătoare, pe baza cărții sau a buletinului de identitate, inclusiv în ziua audiențelor până la ora 11. În ziua audiențelor, cei care s-au înscris pe liste sunt rugați să aibă la ei actul de identitate. Important de reținut este faptul că audiențele la primarul municipiului Deva vor avea loc începând cu data de 7 noiembrie, se arată într-un comunicat al primăriei municipiului Deva.